În al preasfinția sa Timotei, arhiepiscopul Aradului a împlinit 48 de ani de când slujește biserica în demnitatea sa de arhiereu. În vârstă de 88 de ani, arhiepiscopul Timotei este cel mai vârstnic membru al Sfântului Sinod. De asemenea, este ierarhul cu cea mai îndelungată păstorire. Dacă sunt ierarhul locului cu cea mai lungă arhipăstorire, desigur că îmi revine obligația păstrării celor moștenite, cu răspunderea în fața viitorului, în conformitate cu tot ceea ce este valoros și cu aceeași măsură să se întrăgească, neîntreselând cu nimic preferințele celor care ostenesc la noi întreprinderi. Consultarea cu clerul și credincioșii în organismele îndreptățite a constituit permanent modalitatea proprie de lucru, a mărturisit într-un interviu pentru Basilica.ro arhiepiscopul Timotei. Pentru noi, cei mai tineri, reprezintă o carte deschisă de istorie. A trecut prin momentele definitorii ale evoluției noastre ca societate, război, monarhie, comunism, iar acum democrație. Cum percepeți vremurile de acum și cum le simțiți dumneavoastră și cum le vedeți dumneavoastră? În ceea ce privește slujirea care o deplinesc în biserică, trebuie să suportez că este biserica astăzi și în slujba poporului și pentru scopul pe care îl urmărește mântuirea tuturor. Deci trebuie să slujim interesele vieții întregi și sociale, politice, economice, culturale, adică să ne simțim datori față de fiecare plan al structurii statale. Adică nu poți să fii în afară de curgerea obișnuită a vieții și tot ceea ce slujește unor interese majore ale umanității, ale întregii lumi. Desigur că biserica este una, dar unitatea ei noi ținem seama de toți ceilalți, de diferitele confesiuni, grupări, ordine, tot ceea ce poate contribui la o solidaritate generală. Noi vorim unitatea bisericii, ține seama de unitatea care trebuie să existe în lume, care și aceea este mereu în construcție, în a face, într-adevăr, o face generală, lume ideală, am zice. Dar suntem înfățiți pentru că a spus că vorbiți de o carte istoric de o istorie întreagă a lumii. Cât putem reprezenta fiecare? Mulțumesc pentru această considerație. Aș fi ca și o carte. De fapt, fiecare are cartea vieții lui. Dar cartea aceasta trebuie să corespundă, să fie un capitol larg, să zicem, din ceea ce înseamnă cartea lumii întregi. Fiecare trebuie să-și aducă partea cuvenită. Și cu atât mai mult în biserică trebuie să ținem seama de ceea ce avem ca responsabilitate, să avem conștiința acestei responsabilități. Dacă istoria nu se termină nici cu lumea, și dumneavoastră trebuie să se intervine și să continue după voia lui Dumnezeu. El conduce toate și să răspundă rugăciunilor noastre. Așa că ceea ce am în plan sau trebuie să am în plan este ascultarea față de biserică și biserica îndeamnă ascultarea față de stat, față de tot ceea ce fac oamenii de pretutinde spre bine. Aceasta pe scurt. S-a născut la 4 iunie 1936 la Timișoara, din părinții Caius și Vioara, primind din botez numele Traian.
În același oraș a urmat școala elementară, mai apoi liceul. Între 1953 și 1957 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din București, luându-și licența în teologie, alegând ca subiect Cristologia și Soteriologia Sfântului Atanasie cel Mare. Între 1957 și 1960 a urmat cursurile de doctorat la același institut. În 1962, dând examenul aprofundat de admisibilitate, iar în ziua de 5 iunie 1973, a susținut teza de doctorat. Știm că v-ați născut când la Timișoara și aș vrea să vă întreb cum a fost copilăria dumneavoastră. Sunt timișorean din familie și cu familie cunoscute, când vorbesc în secolele trecute, adică nu-i numai secolul, mai de curând și mai de mult. De fapt și de arăt sunt legat prin părinți, adică tatăl propriu zis din părțile acestea de societate și ei, iar mama timișorea, încet pe jet, zicem așa, cu budiști care au fost în familie de intelectuali, să zicem, de învățători din ambele părți și învățători confesionali, adică aparținând bisericii ortodoxe, școlilor ortodoxe. Am crescut acolo într-o școală tot pusă sub numele unui preot și învățător vestit al poporului, Constantin de Aponovistoca. Și, desigur, în mediul cultural, social, al locului, cu o catedrală nouă, în 46, deci, în perioada, deci, post-benică, deci, dar începută ca și construcție înainte. Cartierul în care m-am născut este Fabric și acolo am crescut la biserica din Fabric. De mic, aș zice, n-aș putea să spun exact când, dar de când este și vocația, n-aș putea spune exact decât ca și în evanghelie, din pruncie. Acum cât e pruncia, dar tatăl, profesor și el de muzică și chilotonic și diacon, onorific la biserica din Babi, bunicu director școlii confesionale locale acolo, aparținând astăzi în cartierul, este mai împărșit decât mai de mult, cu mai multe biserici, dar cu prilejul de a lucra acolo cu bunicul care era directorul școlii confesionale și cântăresul biserici. Așa că am avut un mediu și cu rude, chiar preos locat de acolo, parochi, adică am crescut într-un mediu bisericesc, dar nu fără legătura, desigur, cu întreg mediul urban de acolo, pentru că și cartierul este cel mai mare din urmie de municipiul, dar cu o populație complexă, să zic, din neagurile sau popoarele învecinate și, aș zice, totdeauna subliniesc de punct de vedere bisericesc, în bună înțelegere, o atmosferă calmă, să zic, locul, unele intensificări sau unele potriviri, lumea se știa când trebuie să fie în bună înțelegere ca să-ți reprezinte și
municipiu o zonă întreagă, adică tot Ținutul Banatului. Aici suntem în Crișala, dar să zicem din punct de vedere fizicist până în 1940 de Timișoara a fost dependent de bisericește ortodox de Episcopia Aradului. Ori de atunci au progresat toate. Timișoara este mitropolie, a fost arhiepiscopie înainte. Aradul a devenit arhiepiscopie, așa că ne aliniem mersului lumii în general. Nu înseamnă că trebuie să progreseze mai mult, că este și în biserică o treaptă care ține echilibru cu toate celelalte, așa că avem și aici 300 de ani de episcopat, dar de aceea s-a pus și prin inițiativa prea fericită Părinte Patriarh Daniel ridicate în rang cele care au vechime istorică, deja 300 de ani cel puțin. Iată, acum suntem peste 200 numai de școală teologică, aici cunoașteți problema, pentru că în general și lumea în municipiu este într-o legătură strânsă, de bune raporturi între confesiunile bisericii, de grupările creștine, așa că am avut aici o atmosferă cultică, să zic culturală, adică ar fi ceva mai deosebit, potrivită de a contribui mai departe, dar îmi spun mai bine de în general, adică nu numai pentru unii sau pentru alți, să ne simțim toți taurat. Hirotonit diacon necăsătorit la 22 octombrie 1961, mai apoi preot la 10 martie 1968 și la 24 iunie 1969 a fost tuns în monahism la mănăstirea Hodoș-Bodrog, sub numele de Timotei. La 6 decembrie 1970, în urma aprobării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost hirotesit într-o arhimandrit. Ce probleme v-ați confruntat de-a lungul anilor? Care au fost provocările întâmpinate, provocările întâlnite de-a lungul anilor? Dacă socotim pentru ceea ce înseamnă legătura generală, atunci am putea să spunem și pe vârste și copilăria e una, tinerețe alta, maturitatea vârstele deja mai meritate, adică să fie potrivit pentru fiecare, să poți face legătura între generații. Adică, desigur, reprezentăm eu pentru activitatea de aici, ar zice că deja reprezint vârsta unei generații. Pentru că am atâta este cât a fost activitatea până anul acesta tocmai se împlinesc 4 decenii. Așa că legătura aceasta trebuie făcută cu toți. Nu numai vârstele mai înaintate reprezintă biserica. Sigur că sunt mai frecvente în biserică atunci când omul se mai așează pe ceea ce a trăit și gândește și cântelește și toate celelalte. Și se poate face o transmitere în o generație la alta de la
dintr-un mers care ține seama de dezvoltarea societății însăși și de sigur a fiecărui popor de ordinele viacurilor și istoria sunt parte noi multe. Noi ținem ca biserică, trebuie să mergem până în antichitate, trecem și peste Evul Mediu și peste cel contemporan sau modern, să gândim la viitor, adică tot ce putem face mai bine, nu rămânem la unele îngrijeni ale trecutului pe care le judecăm și ne putem da seama, fără să neglijăm ceea ce au realizat înaintași, adică trebuie să ții seama de fiecare generație ce a realizat și ce putem reține ca bine și să ne gândim și la noi, ce lăsăm după noi, dar moștenire vrenică de urmat și de sigur spre dezvoltare continuă. Nu putem fi statici el, mai ales în biserică, deși s-ar spune că, mă rog, biserica este mai urmă, nu, din punct de vedere personal, ar zice, nu vorbesc în numele tuturor, dar tocmai aceasta este ținta omului spre Dumnezeu. Adică nu poți să rămâne pe loc, Dumnezeu este neschimbat, dar stăpânește tot ceea ce se schimbă. Și se schimbă spre bine și nu este o limită pentru desăvârșire. Nu știm, nu putem pătrunde în plin colo decât ne duce rațiunea, decât cu darul lui Dumnezeu și acela dat cu măsură și pe măsura fiecăruia cât poate primi. Da. Deși toți suntem egali, dar trebuie totuși să fie o diferență oarecare, nu esențial, și aceea care ține seama de dezvoltarea a tot ceea ce ne conjoară. Și natura se mai schimbă. Și cuceririle științei sunt de așa natură că vrând nevrând trebuie să ținem seama și de ele, tot progresăm, dar să ținem seama că câteodată și progresul are legi și dacă se încalcă și nu trebuințează bine ce i s-a dat, atunci lucrurile se mai pot încurca. De aceea noi urmărim să fie totul în bună rânduire. Respectăm legea lui Dumnezeu. Ori la legea lui Dumnezeu trebuie să se potrivească toate celelalte vieți, ca să ajungă la armonie. Armonie. Dumnezeu nu poate crea, nu poate. Creatorul a toate poate, dar nu creează numai bine. Rău nu există ca principiu după învățătura noastră de credință. Este o lipsă a binelui. Adică nu poate fi ceva ce contrastează cu ceea ce înseamnă progres și bine și desăvârșire. Dar există și el, spui că nu există, dar o vedem în viața personală a fiecăruia. Nu ne referim la tot ceea ce ne înconjoară, ci la propria noastră conduită. Dacă facem față sau nu facem față stării lumii în care ne-a pus Dumnezeu, ne-a dat Dumnezeu să ajungem pe lume, să ne-a dat viață, ne-a dat părinți, să ne-a dat tot ceea ce avem pentru viitor să facem bine. Dacă nu-l facem, e lipsa noastră atunci. Și noi suntem, o să zic, supuși greșelilor. Dumnezeu ne-a dat libertatea tocmai ca să ne bate punctul pe interin loc.
nu ne pune la încercare, noi cerem rugăciunea în Tatăl nostru și nu ne duce în ispită, ci ne mântuiește de ce rău. Adică încercarea ni se pare nou, dar este o dezvoltare firească a lucrurilor, ca să știm când facem ceva, pentru ce facem și unde ajunge. Activitatea în Al Preasfinției sale la Arad se desfășoară pe mai multe planuri. În ultimii ani s-au construit peste 70 de biserici și a patronat restaurarea a peste 450 de locașuri de cult, multe dintre ele fiind monumente istorice. Din inițiativa sa se înălța la Arad noua catedrală ortodoxă cu hramul Sfânta Treime. În vara anului 1986, din inițiativa și purtarea de grijă a Al Preasfinției sale, au început ambele lucrări de restaurare a întregului complex de la mănăstirea Sfântul Simeon Stâlpnicul din Aradgai. A acordat atenție și celorlalte așezăminte monahale, înființate sau reînființate după 1990, atât din județul Arad, cât și din județul Hunedoara. Biserica, la fel ca școala sau familia, are un rol educațional pentru societate. Aceasta este responsabilitatea de a contribui în vederea educării și formării tinerilor generații pentru o viață armonioasă, iar rezultatul se vede în schimbările din societate. A sprijinit dintotdeauna învățământul arădean, cu precădere cel universitar, și a fost alături regretatului profesor dr. Aurel Ardelean, fondatorul Universității de Vest Vasile Goldiș. Ca despre realizarea în dialogul multor, arăți și spus dumneavoastră peste 40 de ani în activitate, care vă împlinește cel mai mult. Știți că poate am un răspuns neconcludent, că simt în sensul că nu știi în viață ce ai făcut mai bine. Suntem cu toții și tributari, așa, pe jumătate, să zic, mai prozai lipsurilor, scăpărilor, slăbiciunilor, firești să ne cer, că și murim până la urmă. Dar avem o nădejde, totuși, în învățătura noastră de credință, adică că înviem cum? Numai în același fel, trebuie să fim pe o altă treabă. Suntem la o altă stare, la o stare comună până acum, poate, putem cântări ce a fost, că știm, nu știm ce va fi și nu știm până unde putem merge. Avem prin revelația dumnezeiască, știm, avem un rai, avem un iad. Nu trebuie să ajungă nimeni, nu-i predestinat, ăsta-i predestinați, ar fi, să zicem, dumnezeiește, adică Dumnezeu să te conducă peste tot, dar să-L dat liber arbitru, să cântești, că altfel nu te poți realiza pe tine, fără liber arbitru. Dacă mergi cu un șablon, atunci toți trebuie să ajungem la aceeași liber, dar dacă tocmai Dumnezeu a înzestrat-o natura umană, am zis, într-un fel desăvârșit. Desăvârșirea însăși este numai el, de aceea spune, față de celelalte viețuitoare, să nu știi până unde merge cotarul dintre viețuitoare și neviețuitoare, știi mai mult între cuvântătoare și necuvântătoare. Ori noi suntem cuvântătoare, ființe cuvântătoare, când acum vorbesc și alte fietăți, felul lor, asta,
știința descoperi și Dumnezeu știe. Dar noi trebuie să știm unde este legătura și ce trebuie noi să urmărim până la urmă și care este ținta. Dumnezeu a făcut pe om și este învățătura noastră, Biblia, și nu numai Biblia, ci și tradiția, ceea ce păstrează omul, sfânta tradiție la noi este egală în autoritate. Tot sfântă cu Biblia, cu Sfânta Scriptură. Nu este orice tradiție, nu se zice în tradiția populară sau să zice, muzicală, artistică, științifică. Este o tradiție care are originea ancestrală. Tot ce ai moștenit din moștri s-a consemnat. Tradiția bisericească în mare parte este scris, s-a scris tot ce au spus părinții bisericii, tot ce au spus sfinții, tot ceea ce a însemnat experiența bisericii și până acum este scris, dar nu cuprinde tot. Sfântul Evanghelist Ioan spune la un moment dat, adică la sfârșitul plăți. Evanghelie sară, că mai are și alte scrie de nou testament. Acestea s-au scris ca să credeți. Sunt încă multe câte ar fi putut fi scrise și câte a făcut Mântuitorul. Dar nu pot fi cuprinse în cartea aceasta și dacă ar scrie în toată lumea, n-ar încăpea cărțile ce s-ar fi scris. Nu e nicio exagerare, că tocmai cărțile celor ce s-ar fi scris însă de noi, adică ne scrie noi cu fiecare moment viața noastră. Și acestea puse în comun la obștesc și la tot ceea ce trebuie să răspundă o neam, se zice neamul creștinesc, că așa se spune neamul fiecare cu religia lui. Dar trebuie să avem această înțelegere, unitate generală. Mulțumim. Societatea de astăzi ne oferă o serie de provocări care duc cu ele totodată și un dezechilibru intern al omului. Simțiți pe cei în jurul dumneavoastră? Cum simțiți lumea de astăzi? Lumea de astăzi, ca să fiu în contextul acela ce am spus, în general fiecare este dispus să aprecieze după părerea propriu, după cum simți, după cum trăiești. Poți să condamni ceva din ceea ce trăiești acum. Fiecare om simte cum. Cum i-a dat Dumnezeu? Sigur, nu oricum. Dumnezeu, nu, de fără discernere. Și fiecare moștenește din neamul său, fiecare popor are o tradiție, fiecare stat are niște reguli, trebuie să ținem seama de toate acestea. Eu zic că nu că e bine, dar că este firesc ca să fim nemulțumiți de multe ori de lume, să spunem că încerc cu asta. Dar e bine că totuși înseamnă că ai o conștiință că poate fi mai bine. Și conștiința aceasta este cu adâncurile ei. Vorbim acum mai religios, dar poate un psiholog ar fi de altă părere. Și chiar dacă ar fi mai mulți, poate nici unul n-ar fi de acord cu celălalt. Și e normal atunci și între noi, că din punct de vedere bisericesc să avem alte păreri. Dar atât că noi ne călăuzim după ceva ce, am zice, depășește rațiunea.
și simțirea noastră. Adică tu ai fost pus în lume ca să te asemeni lui Dumnezeu. Teologia modernă mai des insistă pe toți sunteți fii ai Dumnezeu. Toți trebuie să ajungeți ca Dumnezeu. Acum, desigur, ne dăm seama care e ritmul de civilizație, cât are istoria, câteva mii de ani, ori cât are pământul și cât are iubirea omului, aia zice creață. Doamne zice așa, au părut mare. Există o dezvoltare, dar nu în sensul, cum se zică, să ai dat gata totul mersi pe dat regine universale, trebuie să dă toate țin seama de o lege dumnezeiască după noi. Nu am făcut în mod expres o analiză asupra diferențe între concepții religioase și între ele însele sunt diferențe. Dar ne dăm seama totuși că există o ordine universală pe care Dumnezeu o stăpânește. Și noi trebuie să simtim, să mergem spre scop. Și atunci, oricare ar fi întâmplări de lume, nu este un rău ca să ni se nu dea până la urmă bine. Așa zic ai noștri înțelepți și proverbele și toate. Adică, generații la rând s-au convins că nu poate rău stăpâni. Omul totdeauna ajunge la o treaptă superă. Nu avem noi răbdare să vedem până unde poate ajunge. Și mai des nou, avem putiți. O zic nu bisericești, pentru că putin saber. Dumnezeu i-a dat Domnului putere ca să ajungă departe unde ajunge. Dar probabil că este o măsură, sigur, în tot. Să avem răbdare fiecare la vremea așa. Așa sunt și înaintași. Toate la timpul său. Dacă acum, să zicem, n-avem de săvârșire, să ne mulțumim și să credem că urmașii vor avea acces. Tineretul de acum e mai bun, să zicem, ca cel care îl reprezentam noi la vremea asta. Precis este mai bun. Că vreme vreme a progresat tot în lume. Și nu putea omul să rămână în urmă. Dar noi nu suntem mulțumiți. N-a fost mulțumit primul om în tot ce a dat Dumnezeu. I-a spus, uite, mâncați din toți pomii ăștia a raiului. Dintr-unul să nu mâncați numai. N-au putut să rauți de e vida noastră însăși omenească care nu răspunde chiar la toate, tocmai că avem libertate, dar să știm, tu nu mai vrei să vorbintesc că e libertate. Libertate se vorbește că tu tindine. Vreau libertate și cu tale. Unii o critică. A, uite ce înseamnă asta. Să fii liber. Păi dar ce vrei să fii slab? Să fii rob? Da, noi spunem. Robul lui Dumnezeu și robul lui Dumnezeu cu tare și cu tare. Dar nu mai face de Dumnezeu să fim robi. Nu înseamnă că să fim robi acum la toată lumea sau la toate patimile sau la toate scăderile și așa mai departe. Adică avem o conduită. I s-a pus. Dumnezeu nu face decât bine. Dar să știm că nu facem bine. Ce este? Omul a fost pus în stare după învățătura noastră. De aceea poate fac prea multă teologisire. Noi am fost puși într-o stare de libertate. Dar să urmărești bine, ascultă
intervenția divină. Nu faci orice. Și iată, am făcut și ceea ce nu trebuie. Adică noi, cât s-au încercat să analizeze păcatul strămoșesc, prin care noi ne spălăm prin botez, adică să cădem în neascultarea față de legea divină, Dumnezeu s-a dat poruncă să nu mănânci, să mănânci, adică da, dar nu din toți oameni. Nu va de teorul spăl pulmon și să ai pulmon vieți. Dar ce este un limbaj de la simbolic. Biserica, la fel ca școala sau familia, are un rol educațional pentru societate. Aceasta este responsabilitatea de a contribui în vederea educării și formării tinerilor generații pentru o viață armonioasă, iar rezultatul se vede în schimbările din societate. A sprijinit dintotdeauna învățământul arădean cu precădere cel universitar și a fost alături regretatului profesor dr. Aurel Ardelean, fondatorul Universității de Vest Vasile Goldiș. Dar pentru că reprezentați o instituție care e foarte tipul de universitate. Aici învățăm ce trebuie pentru viață, cum spune și proverbul, nu învățăm pentru școală. Și dacă se numește universitate, este tocmai pentru lume, adică e vorba de univers întreg. Lumea nu înțeleg numai lumea aceasta care comunică de la omul la altul și însă. Și care este rolul nostru și a bisericii, desigur. Ori experiența prin care am avut-o și în legătură cu universitatea Vasile Goldiș este edificatoare în această privință. Când profesorul Aurel Ardelean s-a gândit la înființarea universității, în Arad, care deja avea o viață universitate și era în creație și universitatea de sat, dar iată universitatea specială, particulară și dorită de mulți dintre cetățenii sau locuitorii în cetății, să întrebăsesc acest cuvânt de cetate, pentru că mai ales Sfintele Scripturi și tradiția, cam așa prezintă, cetatea înseamnă mult. Mai mult decât, am zice, capitală sau oraș sau nu știu cum, cetate, cel mai bine un părinte a bisericii a definit-o, adică este o cetate a lui Dumnezeu și o cetate a oamenilor. Acum toți caută să pătrundă cetatea lui Dumnezeu și aici trebuie să se simte preotul, preoții în general, oamenii bisericii în special, ca unii care vreau să se deschidă porțile cerului. Adică, să zicem, avem o lumea toată, vedeți, este o problemă psihologică la care preoții caută să fie în frunte. La slujba învierii Domnului se face afară de obicei, de biserică. Biserica rămâne în cetatea lui Dumnezeu și când intrăm, nu peste tot să sunt aceleași rânduieli, dar sunt mărunte, nu cele de spate. Deschideți voi porțile voastre, voi căpetenii ale cerurilor. E vorba de ființele cerești și să intre împăratul Măririi. Cine împăratul celei Măririi? Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Se deschid porțile, nu se spune în mod alt, ca un avertisment, adică, uite că nu se deschid chiar cine este acela, adică trebuie să știi pe cine slujești, cu ești,
slujitorul. De aceea ne așezăm noi, dacă trebuie să deschidem porțile noi, să încercăm și noi să batem la ușa cerului, înseamnă că avem o răspundere în fața poporului care... Și deci trebuie să ai această demnitate, să îndrăznești să mergi undeva. Adică tu ceri ca să intri, dar să intri în numele unui stăpânitor. Cine stăpânești? Mulțimea asta care e după tine și care te ascultă și pentru care trebuie să te jertfești, adică nu ai luat jertfă de adus. Jertfa Mântuitorului pe cruci și o jertfă personală, adică de contribuția ta, și atunci asta merge împărțită lumea. Adică trebuie să ți se apate responsabilitatea să rămâneai a preotului, unii trebuie să fie exemplu pentru asta. Dacă spune credincioși, uite câtă suferință, câte greutăți, câte necazuri, uite câte se întâmplă în lume. Domnul ai bine. Și tu te potrivești cu el, dar și nu reprezinți un pas în plus ca să-l poți trage după tine pe cel care șovăiește și să-i dai o siguranță în comportament și în modul de a trăi viața. Atunci, desigur, te nu reprezinți ceea ce trebuie. Deci, eu, ca și slujitori ai bisericii, ai altarului, altarul, vorbesc Sfânta Masă ca jertfă, aduci la o masă consum, ești comesian, ești invitată, dar tu, dacă ești între slujitorii celui care dă masă, tu trebuie să fii prim. Deci biserica trebuie să găsească, trebuie să aibă și oamenii care să aibă echilibru propriu ca să țină echilibru celorlalți cărora sunt în credința asta acum. Vorba aceea, suntem toți oameni cu slăbiciuni, cu greutăți, cu putare. Preoțimea, sigur, trebuie să stea frontică. Nu pentru că sunt cei mai ci, ci pentru că au această desmăsură. Pentru aceasta au dar special de la Dumnezeu. Au fost hirodoniți, nu scurcă mă alegi de oameni. Trebuie să ai o alegere. Cum se face de obicei? Să aleg episcop, să aleg preot, să facă. Dar trebuie să ai o chemare de sus tot. Adică trebuie să ai vocație. Fiecare om are o chemare. Și dumneavoastră aveți o chemare și colegii de lucru pentru universitatea cu tare. Acolo știi că sunt materii cu tare, înveți de tot. Dar ceva trebuie să fie pomor, să avem toți. Și atunci, pentru latura aceasta sufletească și a desăvârșirii, care are contact direct cu viața și trebuie să ai o normă de echilibru intern a tău, să poți să răzbești din viață, că poate nu ai în clipa următoare pe cineva lângă tine să te ajute în greutatea vieții. Nu e ușor și e lucru serios o viață, nu? O viață de om. Nu poți să-i garantezi numai ce e fericire și tot să trăim ca în paradis. Adică sunt obișnuitele lucruri ale vieții, lucrurile se desfășoară într-o armonie, trebuie totuși, altfel ar fi, ce-ar fi dat în altfel armonie? Sunt oameni providențiali, care fac ceva pentru oameni să-și dea seama. Iată, de aceea m-am referit la domnul profesor. Au fost gânduri și unul și altul poate au venit orașul să progreseze. Iar la un moment dat am folosit circunstanțele istorice și a zis, acum e un moment, uite, am putea să facem o universitate unde lumea să învețe pe diferite la planuri.
să-și aibă profesiunile, să trăiască în libertate, să vrea mai bine, să mergem înainte. Iată, biserica este asociat în asta. De ce s-a adresat? Da. I-am fost apropiat în felul ăsta. Nu ca să mă lau. Dacă așa rândui Dumnezeu să fiu eu atunci, și poate altcineva s-a găsit om care se dea o sprijin. Și ca mine am fost alții mulți. Și așa s-a făcut colegiul profesoral și tot ceea ce s-a mai făcut, mai ales am înțeles că vorbind Elder. Sfimanta doamnă Veșteu și președinte a universității, că primează ca și la noi cam datorirea universității și activitatea socială deosebită. Tocmai că avem prin toate profesiunile, prin toate planurile de activitate umană, trebuie să avem în vedere pe cei slabi. Sfântul Apostol Pavel spune, datori suntem noi cei slabi, treptați să putem să biciuhine celor slabi. Iată, adică trebuie să-i duci pe toți, ca și părinții cum iau de mână pe copii să-i ducă să nu cadă, deși nu păsesc nimic dacă încă foarte rar sunt pentru accidente, să nici. Dar de aceea și preoți sunt numiți părinți, dar părinți sunt mai mulți, sunt cei naturali, sunt cei spirituali, unde intră nu numai preoți, intră și profesorii, dascării de toate felurile și toți cei care conduc. Trebuie să răspundă de toată omenirea este într-o unitate. Nu-și dă seama, dar sunt legăturile care există, că sunt încărcate aerea în ceva. Nu trebuie să le tolerăm, dar trebuie să luptăm pentru asta câteodată. Nu merge simplu așa să se schimbe lumea fără o intervenție divină. Dar datoria noastră a tuturor și a bisericii, că vorbește numele lui Dumnezeu, cu atât mai mult și ca să vorbește numele lui Dumnezeu, trebuie să fii duvers și convins și conform în purtare cu ceea ce crezi și cu ceea ce trebuie să crezi. Eu cred că și cred că părtășesc și opinia multora, să nu tot, că totuși fiecare școală, orică de mic ar fi, reprezintă un progres. La modul în care este organizat pe universitate, înțelegem că acesta este la cotele maxime ale stării actuale, ale timpului curent, să zic. După câte știm și câte suntem informați pe măsură ce trece timpul așa, universitatea pe care o reprezentați este la cotele acestea, adică legăturile pe care le are cu alte școli de țară, există diferite asociați, demnitățile care le-a deținut fostul președinte la care ne-am referit nominal și continuat acum tot din familie. Adică zicem că este un beneficiu ăsta, un privilegiu în sensul că s-a crescut în același ritm al familiei și al idealurilor pe care le-au urmărit cu toți membrii. Și doamna profesoară, social, domnule președinte și fiica și tinere și toți ai familiei ce viitoare generații au crescut într-o idee
și cu o binecuvântare de sus. S-a văzut asta prin ceea ce s-a realizat până acum și multiplicitatea, să zicem, disciplinelor care au fost îmbrățișate, adică corespund cerințelor societății de astăzi și nu mai puțin de sigură a cetății întregi, Radu totdeauna s-a voit să fie în frunte și cum zic unii, rămâne, nu rămâne static, rămâne pe același drum al progresului. Adică nu stă nimica în urma a ceea ce realizează și alte universități, în ceea ce legăturile internaționale pe care le are, sau oficiile pe care le-a temeat pentru legăturile acestea, prezența unor oaspeți străini, oameni are suprafață, să zic, științifică, culturală, ai noștri dascări care pleacă în diferite părți, sunt de negras. Am cunoscut mare parte dintre ei și pot să spun aproape pe dos. Și apoi să văd, să nu uităm un lucru, nu zic cel mai important, dar foarte important este pregătirea ucenicilor, studenților tale, care ei știm cum se comportă în societate și că fac cinste vetrele care i-a trimis în nume, că fiecare trebuie să, cu numărul studenților, cu, acum chiar fără să știm sau să cunoaștem noi toți anume, dar înseamnă că stăpânim deja, mergem pe un fătaș bine conturat și bine reprezentat. Adică atât prin dascări cât și prin ucenici. Cred că și părinții, rudele sau celor care se formează pentru viața și își dau seama de lucrul acesta. Și asta iarăși are o rezonanță în public, să zic, sau în mulțime, și pentru că dacă intri într-o familie, să zicem, care are studenți, vor își dau seama imediat să spun, uite, într-adevăr, o universitate la nivelul cerințelor de astăzi sau exigențelor pentru profesor, adică pregătirilor pentru ca să poată da ce au ca bogăție intelectuală și spirituală și să asigure o dăinuire însăși instituție pe care o reprezintă. Adică poate să servească, mai ales că vin studenți străini, și nu numai orașului acestea, dar cetății și țări întregi și spre mândria ei și altor țări care apelează la serviciile binefăcătoare, să zicem, ale universități. Eu cred că pot să fie toți mulțumiți și conducerea și personalul întreg și administrativ, desigur că nu merge numai profesoratul, ci trebuie să ai și baza de funcționare și să reușești să impresionezi, să zice, pe cunoscătorii direct și pe cei care au avut de instituție, de universitate, să aibă încredere în tot ceea ce face și să dea oamenii necesari societății care să folosească pe viitor. Doamne. Cum vă doriți să arate ziua de mâine? Și cum vă doriți să fie tinerii care studiază, tinerii care fie generațiile care vine la mâine? Cum vedeți, ne-ați găsit la lucru, trebuia să vă așteptăm, nu așa, mai mare
ospitalitate, dar am socotit cum ne găsesc într-o zi obișnuită, adică orar obișnuit de birou, rezolvând actele care intră și actele care se mai întâmplă, adică vin credincioși, vin audieri pentru diferite situații, nu numai un sic de nevoie, și de bună înțelegere și vecinătate sau curente pentru tot ceea ce este necesar în obștea creștinească și românească și a etnicilor conlocuitori, toate să fie bune și în tot. A fost încredințat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în numeroase rânduri, primind diferite misiuni de reprezentare la întruniri ecumenice de peste hotare. Astfel, în decursul timpului, în al preasfinția sa, a participat la conferințe teologice interconfesionale și intercreștine susținute în Elveția, Franța, Germania, Suedia, Finlanda și Statele Unite ale Americii. În ziua de 23 noiembrie 2004, într-un cadru festiv, i-a fost decernat titlul de cetățean de onoare al orașului Arad, iar prin îndrumările sale pastorale, contribuie la consolidarea valorilor creștine și a identității fiecăruia dintre noi.